Mamele a avut parte de un debut de vis la Pandurii. Chiar dacă echipa a încasat două goluri, a marcat numai puțin de 6, un nou record pentru gorjenii în Liga 1. Căldura care a fost afară una copleșitoare, însă ne-am făcut jocul nostru și la finalul meciului ne-am bucurat cu toții. Mamele a fost singurul dintre debutanți care nu a marcat cu Cluj. Răduț, Matoleviciu și Karim au marcat fiecare câte un gol. Da, dintre debutanți, da. Nu cred că contează cine marchează, contează să câștigăm și să aducem cât mai multe puncte la echipă. Pandurii au demolat Clujul fără aportul lui Voiculeț. Suspendat, mijlocașul a privit meciul din tribună și s-a bucurat la fiecare gol al colegilor săi. Cum să fie greu la 6-2, a fost o plăcere, nu? A fost spectacol. Sperăm să o ținem tot așa. Ai fi vrut să fiște pe teren? Normal. Voiculeț a scăpat de suspendare și va reveni printre titulari la Mediaș.